O să vă vorbesc de câteva lucruri din pasajul biblic pe care l-am citit și lucruri folositoare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Plângerile lui Ieremia trastează momentul în care poporul Israel a fost lovit, poporul Israel a fost dus în robie, au intrat în tabăra lui Israel, în corturile lui Israel, în cetățile lui Israel și au produs lucruri de neimaginat. Ne spune Sfânta Scriptură în plângerile lui Ieremia, capitolul 2, și cu versetul 20, de exemplu: uită-te, Doamne, și privește cui i-ai mai făcut tu așa, să mănânce femeile rodul pântecilor lor, pruncii dezmerdați de mâinile lor, să fie măcelăriți preoții și prorocii în locașul cel sfânt al Domnului, copiii și bătrânii stau culcați pe pământ în ulițe, fecioarele și tinerii mei au căzut uciși de sabie, i-ai ucis în ziua mâniei tale și i-ai junghiat fără milă. Ai chemat groaza din toate părțile peste mine ca o zi de sărbătoare. În ziua mâniei Domnului n-a scăpat unul și n-a rămas cu viață. Pe cei îngrijiți și crescuți de mine mi-a nimicit vrăjmașul. Și pe lângă lucrurile acestea pe care le veți vedea aici, veți vedea că o grămadă de oameni care au așteptat căderea Israelului, care au așteptat ca ei să cadă în lațul lor, spuneau: asta e ziua pe care am visat-o noi. Avem onoarea și bucuria să vedem pe Israel la pământ. Și din mijlocul lui Israel era profetul Ieremia. Și el vine și spune în textul nostru citit că bunătățile Domnului se înnoiesc în fiecare dimineață și că bunătatea Domnului este cu fiecare dintre noi și că omul care nădăjduiește în Domnul este apreciat de Domnul. Cum de a ajuns el la această concepție într-o lume în care trebuia să fie descurajat, deprimat? Trebuia să intre în depresie, efectiv. Trebuia să trântească cu toate de pământ și să plece. Tematica noastră pentru zilele acestea este antrenat pentru victorie. Și dacă frații v-au mai adunat la alte conferințe, eu mi-am propus, rugându-mă înaintea Domnului, să vă pregătesc pentru viață. Viața nu va fi totdeauna grozavă cu voi. Veți avea parte de nedreptăți, veți avea parte de insuccese, veți avea parte de eșecuri. Și ce faci atunci? Nu există nimeni care să spună: domnule, există un concurs de atletism unde se prezintă unii dintre cei mai buni atleți ai lumii. M-am dus și eu și m-am înscris acolo și din întâmplare am ieșit campion mondial. Nu există nimeni ca să spună asta. Bun, există sporturile de contact sau, de exemplu, boxul. Nu există nimeni să spună: domnule, m-am înscris și eu la un concurs de box național. Acolo erau oameni care se antrenau în continuu la sacul de box, lucrau cu antrenori, aveau o grămadă de treabă. M-am înscris și eu. Și din întâmplare am ieșit campion mondial. Nu există lucrul ăsta. Bine, știți că din punct de vedere spiritual, noi am plecat la drum și vrem să punem mâna pe mântuire și să ieșim victorioși în timp ce alții au căzut mai bun ca noi? Uităm că înaintea noastră este un dușman care a văzut miliarde ca noi, care știe exact înainte ce vrem să facem și să gândim. O să observați în viața dumneavoastră că suntem peste 8 miliarde acum. La un moment dat îți imaginezi că ești singur, nimeni nu te vede. Dacă te enervezi, nimeni nu te vede. Dacă îi spui lui ăla un cuvânt greșit, nimeni nu te vede. Dacă faci o faptă, parcă nimeni nu observă. Dar ia să zici într-o zi că vrei să postești. Dar nu spui la nimeni. Să ai peste micul dejun. Dintr-o dată, colegii tăi vin la tine cu sâmburi, cu bomboane. Toți îți oferă sandwich-ul lor. Păi, dar până acum eu n-am fost aici. Unde erau bomboanele voastre? Unde erau sandwich-urile voastre? Cum din ziua asta ați venit? Pentru că ești observabil. Pentru că din punct de vedere al diavolului, nu ești unul din cei 8 miliarde, ești unul care vrea să-i derâme împărăția cu ziua ta de post. Și foarte mulți dintre dumneavoastră, gândiți că veți ieși din întâmplare victorioși. Nu există. Ca să poți ieși victorios, trebuie să te antrenezi. Uitați-vă la campionii care ies victorioși în atletism, în alte sporturi. Uitați-vă cât antrenament fac în spate pentru ca într-o zi să iasă victorioși. Apostolul Pavel ne sugera și ne spunea: alergați, dar în așa fel ca să câștigați premiul. Există un antrenament pentru lucrul acesta. Foarte mulți nu fac față. Și pleacă în viață așa și de multe ori lăsăm slujirea deoparte, lăsăm biserica deoparte, lăsăm anturajele creștinești binefăcătoare, le lăsăm deoparte pentru că suntem înfrânți înainte de a da un examen. Pentru că efectiv
cineva ne bulversează, cineva are grijă ca noi să fim în frânță înainte de a da testul care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Citeam despre faptul că o bună perioadă în China au stăpânit împărații manciurieni. Împărații ăștia au fost împărați din alt neam, care efectiv îi terminau pe chinezi, mai ales din anumite zone. Și aveau o armată regulată foarte bună și de multe ori făceau abuzuri asupra unor săteni. Majoritatea sătenilor nu știau cum să se apere. Și citeam istoria unor asemenea săteni care la un moment dat luau câte unul sau doi dintre cei mai buni fii ai satului, atletici, făcuți, și trimiteau la școli de antrenament să lupte cu mâinile goale, să poată lupta cu mâinile goale. Îi trimiteau la acele temple ale cărugărilor Shaolin, așa au fost ei denumiți în istorie, și erau foarte vestiți pe timpul acela, pentru că se puteau apăra de orice armă cu mâinile goale. Dacă mai puteau mâna pe un băț, deja erau mortali. Dacă puneau mâna pe o sabie, deci nu rezista nimeni în fața lor. Atât de buni erau, atât de buni. Și îi trimitea pe tinerii aceștia să învețe să le apere satul, să le apere agoniseala de o viață pe care tot veneau, ba ăștia, ba ceilalți să le ia. Și când ajungea tânărul ăla la un maestru, călugăr Shaolin, îi spunea: maestre, m-a trimis satul cu tare să învăț să-i apăr, să-i învăț și pe ei la rândul lor, învață-mă tehnica pe care o știi tu. Și întreba maestru: chiar tu vrei să înveți să aperi? Da. Bun, ce trebuie să fac, maestre? De mâine vezi măturoiul ăla? Da. Iei și mături frunzele de prin curte. Asta a doua zi mătura frunzele de prin curte. Bine, maestre, a măturat toate frunzele care erau. Ce fac? Continui să mături frunzele, dar nu mai sunt. S-ar putea să mai cadă vreo frunză. Mături. În continuare, mături curtea foarte bine. După un anumit timp, când ăsta tot mătura curtea, plictisit, mai este, m-au trimis ăștia să am, n-am învățat nimic, profesorul l-a măturat de rea. Îmi mătur tot și frunzele care urmează să cadă, văd că le mătur. Nu mai sunt frunze, ce fac eu? Măi, tu chiar vrei să înveți arta de a te lupta? Da, bun, de mâine dimineață începe. Bun, mai este, ce fac? Mături frunze. Iar ăsta plictisit mătura frunze. În timp ce mătura frunze, ieșea maestru după un tufiș cu o bucată de lemn așa mai sănătoasă și când îi dădea două pispinare în ore așa aia, ăla întreba: maestru, de ce e asta? Dacă tu nu știi de unde vine adversarul, degeaba te învăț orice stil de luptă. Pentru că adversarul te va lua totdeauna prin surprindere. Bun, și ce fac? Te învăț eu. Bun, și ce fac acum? Mătură. Ăsta mătura, maestru ieșea după copac, încă două lovite. O ținut-o așa o lună de zile. Noi ne-am fi așteptat să-i dat un ceai, nu? Și ăsta să știe de unde vine adversarul. Nu, o lună de zile pe spinare numai vârși. După o lună de zile, când maestru ieșea după tufiș, a spus: maestru, tu ești acolo. După un copac: maestru, tu ești acolo. Dar cum de ăștia ți-o dat seama de unde vine adversarul? Din cauza vârșilor de pe spate. De foarte multe ori, Dumnezeu ne trece printr-o școală să știm de unde vine adversarul, să simțim. De-aia o să vedeți dumneavoastră că bătrânii dumneavoastră, părinții dumneavoastră, bunicii dumneavoastră, simt dintr-o dată: măi băiete, asta nu e de la Dumnezeu, asta e din altă parte. Pentru că pe spate, de-a lungul timpului, o lua lovituri și deja știu de unde vine adversarul, cunosc. Restul știm tehnică cu tare, dar ne-a luat prin surprindere. Din nou ne-a luat prin surprindere. Uitați-vă, armata Israelului și Mossadul este unul dintre cele mai grozave servicii secrete din lume și ultra performant. Au fost luat prin surprindere de o mână din Hamas. Eu l-am pisat, uite, toată lumea vuiește. Pentru că principalul lucru este să nu fii luat prin surprindere. Și întrebăm noi: și cum suntem antrenați ca și ucenicul la maestru Shaolin? Cum suntem? Te învăț eu. Și te aduce Dumnezeu în biserică, între tineri, așează câte unul care să scarpină de tine, ai un coleg de școală care în continuu îți dă vârși pe spinare, tu tot încerci să fugi dintr-o parte în alta. Ce credeți dumneavoastră? Că Dumnezeu n-are daruri ca în vechime în biserică să lucreze astăzi? N-are darul vindecării? N-are darul deosebirii duhurilor? Sau n-are celelalte daruri? Dar dacă tot fugim de lecțiile Domnului, cum să ne dea darul? Mi-a zis Dumnezeu într-o zi și este mult timp de atunci, de când eu am cerut așa naivitatea mea și am spus: Doamne,
Pe lângă darul de profeții, de vedenii și de vorbiri în alte limbi și tălmăcire pe care le avem și mulțumim Domnului, dă-ne, Doamne, un dar de vindecare, că sunt atâția bolnavi. Nu mi-l dai mie, nici nu cer, nici la bordul pastoral nu cer. Dă la unul pocăit din adunare. Și Duhul Domnului mi-a spus, pe care îl vezi tu pocăit? Și l-am văzut pe un frate așa, care credeam eu că e pocăit. E pocăit. Frate, Doamne, uite omul ăla. Bine, trece o bucată de timp, îl pun frață pe omul ăla să predice și să ridică careva și spune, ce băi aia e, predică, băi, nici nu ai respectat omiletica, nici nu ai respectat nimic, ai conjugat verbele greșit, ai făcut nu știu câte cacofonii în predica ta și așa mai departe. Ăsta s-a opărat, nervos, a venit la ceilalți și a spus, vă rog frumos, până ăsta nu-și cere scuză, eu nu mai predic. Păi dacă ăsta nu-și cere scuză 3 luni, 3 luni nu mai predic, Duhul Domnului îmi spune, ăsta nu predică 3 luni, dar dacă îi dădem eu dar, o vindeca unul azi și peste 3 luni dacă mai vindeca unul, dacă își cereu ăștia scuze. De ce? Că nu-i învățat cu loviturile. Nu-i învățat cu loviturile. Toți ne pregătim la o viață ușoară, visați la o viață de căsătorie extraordinară și nu-i rău că visați, dar viața de căsătorie e tocmai ca să fie antrenat. E unul din uneltele pe care Dumnezeu le folosește să ne desăvârșească. Noi nu căsătorim niciodată îngeri, că îngerii nu se căsătoresc. Noi căsătorim oameni imperfecți. Și oamenii ăștia imperfecți au ceva la ei. Eu obișnuiesc să le spun la de foarte multe ori lucrul ăsta. În anul 1600 și ceva, pare mi să l-au chemat ăștia de la Veneția pe Michelangelo. Și a zis, domnule, uite, blocul ăsta de marmură de 4 metri înălțime, au încercat toți maieștrii noștri și sculptorii noștri să facă ceva, nu au reușit nimic. Nu au reușit nimic. Tu ce-i să reușești? Păi încerc, o desenat el ceva pe acolo, a spus, eu am să-l fac pe David. Da? Din așa ceva, cum ai încercat și alții, o mai luat. Dar cum reușești tu să-l faci pe David? O să îndepărtez surplusul. Și a început Michelangelo cu niște dălți mai grosiere, apoi cu niște dălți mai fine și l-a sculptat pe David, statuia lui David care și în ziua de azi e la Veneția, a îndepărtat surplusul. L-a finisat așa și actualmente toți care trec prin Veneția vizitează statuia de aproape 3,70 m a lui David, care nu mișcă absolut nimic. Când noi venim la pocăință, când venim la Domnul Iisus Hristos și mai ales când ne căsătorim, Dumnezeu folosește biserica, de aceea a dat în biserică pe apostoli, proroci, păstori, învățători, ca să ne desăvârșească până ajungem nu la chipul lui David, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, adică îndepărtează surplusul. Bun, te și căsătorești, nevasta apare cu trusa de dălți la ea, soțul apare cu trusa de dălți la el și începe să îndepărteze surplusul. Începe să îndepărteze surplusul. Și pe măsură ce trece timpul, noi devenim asemenea lui Hristos în familie și în biserică. Altfel, rămânem niște bolovani de marmură, ca înainte, cum au văzut așa. Așa rămâne. De foarte multe ori discut, stimații mei, văd de multe ori la conferințe cu familiile, că cineva spune, frate Virgil, eu de 30 ceva de ani sunt căsătorit. Dar sunt original ca la început. Adică bloc de marmură de sus până jos. N-a reușit nimeni, absolut nimeni. Nevasta spune, așa e, frate, nu ai cu cine vorbi. De ce? Pentru că nu s-a lăsat modelat. Ori a fi antrenat pentru victorie presupune că Dumnezeu știe prin ce trece. Presupune că Dumnezeu așează oameni, circumstanțe și tu le iei ca teste și ca provocări. Nu te întreb, de ce? Dar de ce mie mi se întâmplă? Dar ce are grija mea? Nu, Dumnezeu, sunt teste pe care vreau să le iau. Dacă firele mele de păr din cap nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Eu nu știu niciodată câte fire de păr am avut. Nu știu câte mi-au căzut. Și abar n-am câte mai am. Nu sunt multe din numărat, dar nu m-am pus niciodată. Ei, Dumnezeu în suveranitatea Lui știe totul. Dacă se ocupă de firele mele și a tale de păr, nu știe ce colegi ai? Nu știe ce se uneltește împotriva ta? Nu știe cum fac mișto alții de tine și râd în văzul tău? Știe, dar toate astea le folosește ca niște dălți și niște șmirghel ca să lucrească în tine un vas destoinic, care în primul rând este biruitor în orice circumstanță. Stimații mei, tocmai asta aș vrea în zilele astea, cât suntem aici la conferință, să faceți față provocărilor. Pentru că văd că de foarte multe ori creștem niște tineri cu capul mare, știu exact ce trebuie să facă din Biblie, dar nu sunt antrenați să privească viața ca un test pe care Dumnezeu le-l dă. Intră în depresie imediat. Și testele lui Dumnezeu sunt progresive.
Dumnezeu îți dă test după test ca să nu spui, asta l-am mai văzut. Dați-mi voie să vă citesc de pe paginile Sfintelor Scripturii ceea ce spunea David. Spune Sfânta Scriptură în 1 Samuel, capitolul 17, de la versetul 34, când Israel stătea în față în față cu cineva care îi speria grozav. Cu Goliat, era mai mare ca toți, numai sulița lui, numai scutul lui, avea nevoie de purtători. Și ăsta îi speria grozav. Și apare băiețelul ăsta, David, care spune, eu îl termin pe ăsta. Păi, de unde ai tu experiență să-l termin pe ăsta? Și atenție ce spune David. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Ce unde avea îndrăzneala asta? Pentru că a avut antrenament, stimații mei. Leul și ursul n-au scăpat. Și atenție ce e interesant aici. Că dacă ăsta venea și răpea vreo oaie sau vreun miel, ăsta alerga după leu, nu se uita că e leu și urs. Îi smulgea oaia din gură și îl lăsa să plece. Dar dacă se ridica împotriva lui, îl omora pe loc. Nu discuta. Și acum era în fața lui Goliat. Saul, care era cu un cap mai mare ca tot celălalt, dărdâia de frică, oștirea lui era înspăimântată și pe băiatul ăsta cu păr bălai vine cu praștea lui liniștită pentru că știe, pentru că se antrenase pentru asta. De foarte multe ori, stimații mei, ajungem la anumite provocări în viață și spunem că sunt prea grele. Dacă ne-a dat Dumnezeu lecția cu leul și cu ursul, am tulit-o în tufișuri. Când ne-a dat Dumnezeu lecția răbdării cu cineva, cu un coleg, n-am vrut să o suferim. Efectiv, n-am mai mers la biserică, n-am slujit Domnului, am lăsat jos armele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și când a venit lecția lui Goliat, am dărdăit în rândul tuturor celorlalți, pentru că dintr-o dată ne-am pierdut în anonimatul lumii. Stimații mei, a fi antrenat pentru victorie înseamnă să te pregătești temeinic pentru lucrurile care urmează în viață, să te antrenezi, să fii gata. Oamenii care luptă în box și sunt câțiva oameni cu care am vorbit în domeniul ăsta, spune că cel mai important lucru în luptele astea de contact puternic este nu să dai, ci cel mai important este să știi să iei, să iei și să aperi, într-adevăr, dar să iei. Sunt unii dintre ei care angajează, plătesc oameni să-i lovească. Să urcă în ring și stau și una dintre cele mai grave lovituri este la ficat. Pentru că când te lovește la ficat, ți-o la puterea de luptă. O altă lovitură este în barbă, omul care e lovit în barbă, cade jos în knockout și tu trebuie să te aperi, să nu lovească ăla aici nici măcar. Știți că se întăresc mușchii abdominali nu numai prin exerciții și prin lovituri? Efectiv, pui pe cineva să te lovească mai încet, mai tare. Păi câte meciuri nu au avut loc dintre oameni din ăștia care au mers la antrenamente și au plătit pe unul să-l bată? Bac o palmă, pac, și pe cealaltă. Mai tare, mai tare, mai tare, ajunge pe altul. Bun, o plecat a doua zi, a început din nou, poc, poc, și apoi cu pumnii, dă-i, mută-i capul așa într-o parte, în alta, tot mută. Bun, la un moment dat s-a obișnuit omul, s-a antrenat. Când a intrat în primul meci care l-a avut, a venit celălalt lângă dânsul și jap din... I-a tras una și ăsta îl întreabă, băi, dar numai atâta poți, că ăsta care plăteam eu era mai tare ca tine. Îți dai seama că el deja a câștigat meciul? Deja el... De ce? Pentru că s-a antrenat pentru așa ceva. Foarte mulți dintre noi nu suntem antrenați pentru vârcile pe spate. Nu suntem antrenați pentru lovituri. Nu suntem antrenați pentru ocări. Și spunea aici el, ca să poți ajunge un biruitor, este bine ca un tânăr în tinerețea lui să-și pună jugul pe umeri, să stea singur și să tacă, să-și umple gura cu țărână. Asta presupune că ai gura plină cu țărână și îți vine să zici ceva, te înverzești, te tăi, dar n-aude nimeni ce spune tu. Și nici nu e interesant. Că tu cine știi ce îi spune? Că sunt anumite înjurături, pocăiești de asta, sărășii, legume, cutare. Nu, când ai gura plină cu țărână, nu contează ce spui. Nimeni n-aude ce spui tu. Nimeni n-aude. Umpleți gura cu țărână să dai obrazul celui ce lovește și să te saturi de ocări. Câte fete nu se culcă. Dar și are cu mine soara respectivă. S-a uitat urât la mine, așa. Bine, s-a uitat numai, dar dacă vinea și îți spunea, tu n-ai nici pic de cutare, ce faci atunci?
Dintr-o dată, pastile, îi dă-i pastile, că intră în depresie. Vă spun lucrurile astea pentru că tocmai asta le tratăm noi. Decepții în dragoste la 14 ani, situații grave, grave. Și, stimații mei, vă spun lucrurile acestea că nu numai că sunt în lupta asta, nu suntem antrenați, nu știm ce avem de făcut, suntem luați prin surprindere, totul o punem Domnul bun. Noi mergem pe drumul nostru, avem căile noastre, avem plăcerile noastre, a ochilor, a minții noastre, avem, dar Domnul bun, El o să ne poarte de grijă. Și poate din întâmplare o să ieșim și victorioși și campioni mondiali. Nu există. Dacă nu te pregătești, dacă nu insiști, mă uit la Apostolul Pavel, care a fost unul dintre cei mai pregătiți oameni ai vremii lui, și spunea, nu că am și câștigat premiu sau că am ajuns desăvârșit. Dacă fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Asta e motoul conferinței voastre, antrenat pentru victorie. Și Dumnezeu ne cheamă într-o asemenea vreme să avem o mentalitate de genul acesta care ne poate duce să putem reuși așa ceva. Intrăm în școală, intrăm în familie, intrăm la loc de muncă, intrăm în biserică și avem tot felul de mofturi, tot felul de sclifoseli, tot felul de chestii, cum ar trebui să poarte ăștia față de noi. Ce ar trebui să ne facă ei nouă? Noi luăm biserica ca un loc în care noi suntem importanți. Noi am intrat, noi să fim cinstiți, păstorii trebuie să aibă grijă de noi, toți ceilalți, părinții, sunt doar niște mijloace prin care Dumnezeu ne poartă nouă de grijă și uităm că orfanii sunt campionii lumii. Uităm, cei mai buni oameni de afaceri, cei mai buni promotori ai lumii acestea sunt orfanii. Citiți statistici și vei vedea. Cum de-au ajuns ăștia? S-au antrenat pentru victorie. Nu le era prieten nimeni, nici mătușa, nici unchiul, toți i-au dat o parte, au murit părinții, n-are nicio valoare. Au plecat la școala de copii. Ei, oamenii aceia ajung să știe ce înseamnă victoria. Omul acela când este trădat, el nu intră. Cum cel mai bun prieten al meu mi-a făcut mie? Nu, domnule, sunt obișnuit cu asta. Mă așteptam la asta. Mă așteptam, oamenii sunt oameni. Singurul care nu trădează este Dumnezeu. De aceea eu nu mă încred nimeni în afară de Dumnezeu. Lui spun problemele mele, lui îi deschid inima, pe el îl țin la curent cu toate problemele mele, iar toți ceilalți sunt prietenii mei, dar eu sunt pregătit să sufăr decepție, să sufăr trădare și să merg să-mi ating țelul. De aceea veți găsi în Biblie că însăși Fiul lui Dumnezeu, care a venit de la Tatăl, a învățat niște lucruri prin suferință, pe care noi o ocolim. Spune Sfânta Scriptură în Evrei, capitolul 5, cu versetul 7, în felul următor. El, Hristos, este acela care în zile vieții sale pământești, aruncând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cel ce îl ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Amin. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și nu le organizăm noi toate astea. Cu toate că câteodată ar trebui să mai organizăm și noi lucruri de genul acesta. Când părinții tăi îți spun la ora cutare ești acasă, când biserica îți spune anumite rânduieli, sunt lucruri la care firea ta lejeră vrea slobozenie mai mare, vrea timp mai îndelungat, vrea anumite discounturi făcute pe linia aceasta, dar trebuie să te înveți să suferi, trebuie să înveți să te disciplinezi, trebuie să te înveți ca să devii campion, să poți vedea că toți care aleargă la jocuri de obște se supun la tot felul de rânduieli, tot felul de lucruri ca să poată deveni campion mondial sau să aibă un anumit titlu într-un domeniu sau altul. Pentru a fi antrenat pentru victorie spirituală, ca să-l învingi pe diavolul la el acasă, ți se dă Duhul Sfânt, ți se dă compania Duhului Sfânt care este cu tine și în tine și tu trebuie să cauți lucrul acesta, să verifici lucrurile. Înainte de a avea prietenă sau prieten, a trebuit să verifici, este Duhul Sfânt călăuzirea mea? Pentru că altfel mă pot înșela în toate celelalte aspecte ale vieții. Pot fi păcălit în domeniul ăsta și nu mai ies un biruitor. Nu mai sunt o viitor. Câte vieți frânte nu sunt.
Pentru că toți aveți de aici, care nu sunteți necăsătoriți, visați ce fel de căsătorie o să aveți. Visați lucrurile. Și bine faceți că visați, că visele nu costă. Bine visați. Problema este ca visele tale să devină realitate. Trebuie să te antrenezi pentru ele. Ori a te antrena înseamnă să vezi și place celuilalt și nu să-l deranjezi. Intră de foarte multe ori în căsătorie persoane care nu sunt pregătite, nu sunt antrenate pentru a ieși biruitoare și victorioase. Și dintr-o dată crede că căsătoria aia e pentru el, pentru mofturile lui, pentru pretențiile lui, celălalt la fel. Și atunci cheamă păstorii. Fraților, veniți și rezolvați problema că oricum noi nu avem chef să o rezolvăm. Și mergem acolo și stăm până la două dimineața și după ce noi plecăm, ei râd din noi și spun, o veni și ăștia aici. Oricum noi nu avem chef să ne păcăm. Nu avem chef. Le-am trecut și pe Albuț covinit, și pe Neagu covinit, și pe Nelu Filii covinit, da, nu au rezolvat nimic, oricum, ce să faci cu omul care n-are chef. După care, ei fac ce vor ei. Și așteaptă tot de la ăștia dezlegări să poată să mai înceapă o dată, nu să mai poate o dată încă un antrenament pe care l-am făcut și până acum, dar până acum n-a făcut nimic. De aceea v-aș ruga tare mult, antrenați-vă. Citiți în cartea Apocalipsei și veți vedea un lucru. Un lucru care uimește, stimații mei. Peste tot la toate cele șapte biserici, Domnul la urmă vine și scrie așa, celui ce va birui. Bun, dar nu există premiul 2? Premiul 3? Premiul de consolare? Bun, a venit cineva la tine și ți-a împrumutat 2000 de euro. Abia ai câștigat și tu, ți-o mai dat și tata și mama. A venit și ți-a împrumutat și nu ți-i mai dă bani. Și tu când trebuie, dar întreb banii aia. Deci tu ai rămas la banii aia. Ce ei da? Nu spun că nu-ți dator. Nu spun că nu ți-i dau. Dar ce ei da? Că nu-i avea. Dacă se poate cu 50 centezi în pe lună, ți-i dau înapoi. Ce-i problemă? Ce ei da într-o zi? Și tu ai nevoie urgentă. Bun, nu mai vii la adunare, nu mai cânți în cor, nu mai faci cutare. Bun, ești logodită cu un băiat la un moment dat. Băiatul ăla te lasă în drum și îți trimite și poză de la nunta lui. Ce faci în momentul respectiv? Ce faci? Tragi perdelele? Iei pastile și stai așa, stuiți într-un punct fix, măcar ai un punct a tău, în care te uiți, ce faci în cazul ăsta? Cum reziști? Poți să mergi mai înainte? Cu toată datoria, cu toți banii luați, cu pierderile pe care le-ai avut, ești antrenat? De-aia în Biblie, celui ce va birui. Și acolo nu-i vorba de oameni care merg din biruință în biruință. Sunt oameni care aleargă, care cad, care pierd bani, care sunt înșelați, care sunt trădați, oameni cărora li se confiscă averele, oameni care sunt vorbiți de oamenii ăia totdeauna se ridică ca un premiu de prins. Ei sunt și sunt antrenați să iasă biruitori. Când ai mentalitatea asta, nu contează prin ce treci în viață. Că arde casa, tu trebuie să fii biruitor. Că ai pierdut pe cineva drag, te-ai ridicat și ai plecat înainte. Nu ești bucuros de ce s-a întâmplat, dar nu le-ai organizat tu. Și ca atare le iei și tu ai mentalitate de biruitor. Nu m-am miorlă el, plângări el, sclifosâri, pe dreapta. Și uite, mi-a făcut ăla, ce mi-a făcut ăla? Căutăm mercenari la războiul nostru, care e un război numai al vorbelor și așa mai departe. Și în lumea asta există oameni care sunt biruitori. Există oameni care trăiesc printre noi, care sunt antrenați în cele mai speciale forțe de elită. La momentul actual sunt o grămadă de ostateci în Palestina. Hamas i-a răpit. Evrei au trupe speciale. Dar americanii și-au trimis acum aproape trupele Delta Force. Ce credeți? Delta Force sunt niște trupe așa obișnuite ca toate celelalte? Nu, nu. Sunt supra-antrenate. Puțini oameni intră la ei și puțini oameni ies să lucreze în Delta Force. Și când stai știuiți la oamenii ăștia, nu-i vezi la știri niciodată. Auzi numai că anumiți lideri sunt răpiți care îi provoacă, auzi numai eliberări de ostatici în circumstanțe foarte grele, auzi numai că o anumită țară cere pace, dar nu știi cine a fost în spate. Sunt oameni antrenați pentru victorie. Ăia nu merg acolo la plesneală. A fi, a fi, n-a fi, n-a fi. Ei se antrenează să iasă biruitori. Când Domnul Iisus Hristos transmite bisericilor, vine și spune în felul următor, celui ce va birui. Există foarte mulți tineri și tineri care cresc și au venit la conferința asta noastră. Dom'le, eu nu o să am premiu Apostolului Pavel, nici al lui Petru. Dau un premiu, doi acolo, trei, hai. O mențiune de consolare la ce mi-au făcut ăștia mie, aș merita și eu.
Nu vreau să ajung în împărăția Domnului cine știe unde, unde vor ăștia care vor în comitete, predicatori. Nu vreau. Eu vreau, dacă se închide ușa raiului după mine, să mătur frunzele la pomul vieții care cad pe acolo, e fain. Rămân pe acolo la salubritate. Ori Domnul Iisus Hristos vine și spune simplu, celui ce va birui va sta pe scaunul meu de domnie, cum și eu am stat pe scaunul tatălui meu de domnie. De ce? Pentru că Tatăl nostru este împărat, slăvit să-i fie numele. El ne-a făcut copii al Lui și ne privește ca și copii al Lui. Dar în lumea viitoare care va veni, nu va fi o lume în care cântăm la alăută, plictisâți, acolo cântările cerului, ne săturăm de aceeași game și de aceleași cântări. Nu, nu. Celui ce va birui, voi da conducerea 10 cetăți. Citiți în Biblie, ni se dau puține ferestre. De ce? Pentru că odată ce ai biruit, tu ești pus să domnești acolo. Tu ești prinț al cerului, ci să ți se dă o zonă. De aia ți se spune aici, deosebește-le bine din rău. De aia ți se spune aici, facultățile tale, pune-le la îndemâna cuvântului, că toate astea le vei duce dincolo și cu ele va trebui să domnești, să le folosești în viață. De aia trebuie să fii, să excelezi în bine și să îndepărtezi răul. De aia trebuie să excelezi în adevăr și să îndepărtezi minciuna, pentru că tu ești pregătit pentru lumea care va veni. Și în lumea care va veni, vei fi pe o poziție de comandă. De aceea nu există loc la ușiere acolo. De aceea nu există loc la salubritate. Dacă biruiești, ajungi să domnești, dacă nu biruiești, sunt afară toți ceilalți care încearcă și numai nu reușesc. Care spun că vor, de aia avem 5 fecioare îmbrăcate în alb, care nu rămân departe de muzica ospățului de nuntă, ci foarte aproape. Dar între ele și bucuria eternă este doar grosimea unei iuși, pentru că au încercat și au zis că merge și așa, și cu mai puțin un de lemn, merge și așa. Și dintr-o dată n-au ieșit victorioși. Vreau să vă provoc și să vă spun că cine se pregătește ca fată și băiat cu o mentalitate să se antreneze, să iasă biruitor, nu există problemă peste care să nu treacă. Nu există. Dumnezeu îi dă biruință și îl însoțește cu putere și numai atât. Devine la un moment dat atât de util Domnului încât omul ăsta slujește cu îndar. Prietenii se spun că dacă ești cu spatele la ei, și cineva te lovește pe spinare, bota prietenilor simți că e dată mai apăsat. E dată mai apăsat. Bun, te întorci și îl vezi pe prietenul tău. Nu mai predici, nu mai cânți, nu mai vii la adunare, nu mai slujești, nu mai zâmbești, nu te mai rogi, nu mai postești pentru el. Asta înseamnă că nu te-ai întrenat deloc. Când în schimb prietenii te lovesc, când în schimb alții fac mișto din tine, când, în schimb, alții se unesc cu dușmanii tăi și râd de tine, tu te ridici și le slujești cu dragoste, pentru că ești antrenat pentru victorie. Tu ai deprins o cunună, slăvit să fie Domnul. Câți dintre noi ne-am dezvoltat lucrul ăsta? Pentru că trec prin atâtea comunități și noi ne ocupăm numai cu pansatul rănilor, că n-am știut că o să-mi dea așa tare, că n-am știut, dar cum de se poartă așa? Dar cum de vorbește așa? V-ați spus vreodată în pielea Domnului Iisus? A venit din slăbile cerești fără să cunoască la propriu. Că asta e frumusețea întrupării Domnului Iisus Hristos. Că Dumnezeu a cunoscut vulnerabilitățile noastre. Câtă vreme Hristos era la nivelul Dumnezeu locuind împreună cu Tatăl, fiind de opotrivă, din aceeași natură și esență, știa că noi suntem vulnerabili și păcătoși, dar nu știa exact cum. Când Hristos a devenit ca noi, a luat o fire asemenea nouă, a dormit ca noi, a flămânzit ca noi, a obosit ca noi, a mers ca noi, a trăit ca unul dintre noi și ne-a văzut vulnerabilitățile. Dumnezeu a început să ne înțeleagă, de aceea și Hristos poate mijloci în chip desăvârșit pentru noi, slăvit să fie Domnul. Gândiți-vă că la un moment dat nu era înțeles de apostolii lui, nu mai vorbim de toți ceilalți. Gândiți-vă! Gândiți-vă că într-o zi Domnul parcă forțat vine și le spune, cine rămâne încă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are parte cu mine. Din bisericuța lui de 82 de oameni, 70 pleacă rapid și formează o nouă comunitate, probabil. O altă. Rămân aia 12. Și Domnul, parcă în loc să-i adune, băi, stați că vă explic ce înseamnă trupul meu, ce înseamnă sângele meu. Nu, erau teste. Erau teste să vadă ăștia merg până la capăt, la victorie. Că ceilalți au spus, vorbirea asta este prea de tot. Îi fi făcând tu minuni.
Ei, fi demonstrând tu că ești Fiul lui Dumnezeu. Dar chestia asta e prea mult pentru noi. Am plecat. Și Domnul spune, stați puțin, vă explic eu ce înseamnă sânge, înseamnă rodul viței și ce înseamnă pâine, trupul meu. Vă explic eu, nu. Domnul vine la ăia 12 care au mai rămas și întreabă, dar voi ce faceți? Nu vă duceți? Și m-aș aștepta ca Petru să spui, Doamne, ăștia n-au priceput. N-au priceput, că nu îl iau. Dar noi am priceput despre ce ai vorbit tu. Nu, nu, n-au priceput nici ăștia. Au spus, Doamne, unde să ne ducem, că la tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Cu alte cuvinte, nu pricepem rostul tuturor lucrurilor. Nu pricepem declarațiile pe care le face Domnul. Nu pricepem de ce unii trăiesc și alții mor. Nu pricepe de ce unii se manifestă așa. Dar am un singur lucru. Vreau să te urmez pe tine și când nu pricep nimic. Pentru că asta e mentalitate de biruitor. Doamne ajută! L-au trădat, l-au părăsit toți și au plecat. Unul din apropiații lui l-a vândut pentru 30 de argenți. Ce ai fi făcut tu în această situație când aveai la îndemâna ta două legiuni de îngeri să ne lași pe toți în lumea asta? Ce ai fi făcut? Să ai planul B la îndemână. Te stresează asta, te supără. Dar tu poți să le demonstrezi cine ești cu adevărat. De el a venit să iasă biruitor. Și biruința lui a fost să stea întins pe o cruce, ca din trupul lui să se scurgă singura soluție care iartă de milenii păcatele oamenilor, sângele lui Iisus Hristos. De aceea el a biruit și a stat pe scaunul domniei al Tatălui Ceresc. Câteodată biruință nu înseamnă neapărat să ajungi unde își dorești. Câteodată biruință în ochii Domnului este să suferi, să răbzi, să continui să ierți și să iubești pe cei care te vând. Și asta înseamnă biruință. Dar pentru asta trebuie să te antrenezi. Și permiteți-mi să vă spun, v-a așezat Dumnezeu în cea mai bună școală de antrenament din lume, biserica. Biserica. Când te cheamă Dumnezeu în biserică, nu te cheamă într-o lume a laureații premiului Nobel, a iluștilor inteligenți ai lumii acesteia, care te respectă de la distanță și ca au zâmbitul ăsta comercial până la urechi. Nu. Te-a chemat în niște oameni care sunt cei mai păcătoși. Și spunea Domnul Iisus, eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprieniți, ci pe cei păcătoși. Dintre care Pavel spunea cel din tâi, și noi îl lăsăm pe el primul, pe el să rămână primul, nu-i luăm niciunul locul. Dar după Pavel suntem noi, ca atare când intrăm în biserică, ne ofensăm, indirect sau indirect, în biserică câteodată nu ne ținem cont, ne disprețuim, pentru că asta e natura noastră, suntem păcătoși în curs de sfințire. Bun, când ai venit aici, încep să audă ce-o merge pe spinarea ta. Încep la un moment dat să-ți dai seama că cineva te lovește. Încep să-ți dai seama și în ciuda acestor lucruri, rămâi lângă antrenor. Nu fugi acasă, tata, m-am mai trimis să mă antrenez la școala Shaolinilor și ăla mi-a dat pe spinare. Nu, nu, rămâi acolo să înveți pentru a apăra comunitatea ta. Știți că de foarte multe ori ne cheamă Dumnezeu în asemenea circumstanțe și după ce noi răbdăm, și după ce îngăduim, și după ce iertăm, și după ce facem astea, numai te trezești într-o noapte că îți arată Dumnezeu ceva. Și spune, du-te și spune. Și te trimite tocmai la omul care ți-o dat pe spinare. Și te duci la el și îi spui, uite ce mi-a arătat Dumnezeu asta, asta și asta. Omul ăla începe a plânge și spune, toate lucrurile astea nu le-a știut nimeni, decât numai Dumnezeu. Tu de unde le știi? Așa mi-a arătat Dumnezeu, dă-mi voie să te îmbrățișez și să spun că Domnul te iubește. Și dintr-o dată, tu ești un om folosit de Domnul, dar n-au contat cele date pe spinare. Permiteți-mi să vă spun că asta se cere în vremea noastră. Când ocultismul crește, când ghicitoria le ia acasă, când satanismul funcționează pe toate palierele după legile pe care le vedeți că se dau, Biserica Domnului are nevoie de bărbați și femei, de tineri și de tinere, purtați de Duhul Domnului. Diavolul va avea drept să-i lovească. Va avea drept să dea pe spinarea lor. Dar oamenii ăștia, pentru că au mentalitate de biruitori, se ridică din lovituri, cu spatele plin de vârci, cu vorbe rele aruncate și merg să slujească marelui stăpân care le-a dat un exemplu și a ieșit biruitor. Acum așteaptă ca tu și eu să fim antrenați pentru victorie. Doamne ajută! La următoarele sesiuni vom învăța
ce înseamnă și cum trebuie să ne pregătim pentru lucrul ăsta. Am făcut lucrul ăsta așa, cât e ceasul, că nu aveți un ceas. 25 minute. Mărit să fie Domnul! Aleluia. Mă opresc aici, spunând că fratele odată, el nu se mai poate întoarce înapoi să spună că întoarce de la ora 12 la 23, nu? Cuvântul dat, e ca la mers și la pierș. Rămâne așa. Eu v-am spus, m-am mai dat de aici puțin, ca mâine dimineață să ne vedem din nou și mâine după masă să ascultăm cuvântul Domnului și la sfârșitul acestui conferințe să ieșim niște oameni care suntem antrenați pentru victorie și care oricine ne va zice ceva, noi spunem, ăsta e un test, eu vreau să ies biruitor, să fiu folosit de Domnul. Amin. Amin.